Rusia nu mai controlează total niciuna dintre cele 4 provincii ale Ucrainei pe care spune că le-a anexat. În ultimele 48 de ore, ucrainenii au reușit să obțină cel mai mare progres de la începutul războiului, după ce au avansat cu 10 de kilometri în regiunea Herson. Totodată, regimul de la Moscova zice că se va consulta cu locuitorii din regiunile Zaporojie și Herson pentru a stabili granițele exacte ale regiunilor. În ultimele 48 de ore, forțele ucrainene au obținut câștiguri substanțiale în jurul orașului Liman și în regiunea Herson. Nu doar presa internațională anunță acest lucru, dar și sursele rusești spun că armata ucrainană continuă să avanseze la est de Liman și este posibil să fi trecut de granița regiunii Lugansk în direcția Kremlină. Ieri seară, trupele ruse au atacat zonele portuare ale orașului Ochakov din regiunea Nikolaev și un spital din localitatea recent eliberată Kupianska a regiunii Harkov. Un medic a decedat, iar o asistentă a fost rănită. În timpul nopții a fost atacat Harkovul, precum și localitatea Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk. Ținte ale bombardamentelor au fost orașele Kramatorsk și Constantinovka din regiunea Donetsk. Forțele ucrainene au avansat în sudul țării, în același timp extinzându-și ofensiva rapidă în est, recucerind noi teritorii în zonele anexate de Moscova și amenințând liniile de aprovizionare a trupelor rusești. Unii jurnaliști internaționali susțin că au văzut coloane de vehicule militare ucrainene îndreptându-se luni pentru a întări nodul feroviar Liman, recucerit în weekend, pe care Kievul se pare că îl pregătește drept punct de sprijin pentru a face presiuni în regiunea Donbass. Locuitorii orașului spun că sunt în siguranță. Da, suntem fericiți că luptele au încetat. Nu mai rezistam deja. Здравствуйте. До свидания. Doar ne salutam cu militarii ruși. Ne era frică de ei. Potrivit presei internaționale, grupările rusești din nordul regiunii Herson și de pe frontul Liman sunt formate în mare parte din unități care au fost considerate printre cele mai bune forțe de luptă convenționale ale Rusiei înainte de război. În acest context, experții afirmă că trupele militare rusești de elită devin din ce în ce mai degradate pe măsură ce războiul continuă. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că războiul a devenit unul fără sens pentru Rusia, deoarece nu-l mai poate câștiga. Zelensky a mai făcut referire la o întâlnire organizată ieri în Turcia între comandanții regimentului Azov, recent eliberați, și familiile acestora. În sfârșit am reușit să organizăm o întâlnire a comandanților din Azovstal cu rudele lor. Întâlnirea a avut loc în Turcia, unde luptătorii noștri stau în conformitate cu acordul privind eliberarea lor. Ei sunt complet în siguranță, cu garanții din partea președintelui Turciei Erdogan. Li se oferă condiții adecvate și acum își pot vedea rudele. La întâlnire a fost prezentă și prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. Militarii au fost decorați cu distincții de stat. Bătălia pentru Mariupol și tot ce ni s-a întâmplat, eliberarea din captivitate, este un miracol. Sunt oameni aici care cunosc bine ce reprezintă tortura și captivitatea rusă. Și acest premiu este pentru ostașii noștri. Acesta este premiul poporului nostru. Sunt foarte mândru că sunt ucrainean. Amintim că cei 5 comandanți ucraineni apărători ai Azovstal din orașul martir Mariupol au fost eliberați după ce Ucraina a făcut schimb de prizonieri cu Rusia. Aceștia se află în Turcia sub garanțiile de protecție oferite de președintele Recep Tayyip Erdogan și vor rămâne acolo până la încheierea războiului.